Cum se ferește Gabriela Cristia de caniculă? Trucul folosit de vedetă. Am o altă variantă. Le dau și fetelor. Gabriela Cristia vine cu un sfat util pentru persoanele care suportă cu greu temperaturile caniculare. Vedeta a descoperit o metodă simplă pentru a-și păstra energia pe parcursul fiecărei zile. Într-o postare pe rețelele sociale, Gabriela Cristia le-a recomandat urmăritorilor săi să aleagă mâncărurile sărate pe timp de vară. Vedeta spune că odată cu transpirația, sărurile din organism se pierd. Astfel, vedeta ia o pastilă cu săruri, care, spune ea, ar avea un efect benefic. Vă sfătuiesc să mâncați un pic mai sărat în perioada asta, pentru că prin transpirație se pierd și sărurile. Atunci aveți nevoie de o cantitate un pic mai mare de sare ca să nu vă deshidratați. Eu, de exemplu, am o altă variantă. Mi-am desfăcut aici o pastilă cu săruri și să știți că le dau și fetelor câte o jumătate de pastilă pe zi, pentru că nu îmi place să mănânc sărat. Vedeți și voi care variantă vi se potrivește mai bine, pentru că există riscul deshidratării, a explicat Gabriela Cristia. Cum răspunde Gabriela Cristia jignirilor? Recent, Vedeta și anunțase urmăritorii de pe rețelele sociale că va urma un plan alimentar, să elimine anumite produse din mesele ei de zi cu zi și să facă ordine în frigider. Asta nu doar pentru a scăpa de kilogramele în plus, ci și pentru a avea un stil de viață mai sănătos. Acum Gabriela Cristia a fost din nou jignită de una dintre urmăritoarele sale, care i-a transmis un mesaj dur. Ce balenă ești! Mulțumesc, la fel! ești drăguță. Nu mai accept să mă jignească nimeni. De ce să las pe cineva să mă facă balenă? Nu știu ce și închipuie oamenii că pot să accept așa orice. Orice mărlănie și mitocănie. Duduia aia crede că mie îmi place să fiu așa grăsană, babană. Nu îmi place, dar nu am ce face, că sunt situații și situații și e foarte urât să jignești oameni, mai ales pentru aspectul fizic. Dacă nu îți place, mută-te la alta care e mai bună și mai deșteaptă decât mine. A fost răspunsul Gabrielei Cristia.